164 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate în Moldova în ultimele 24 de ore, din aproape 700 de teste efectuate, iar autoritățile anunță că în următoarele zile cifrele înalte s-ar putea menține, și asta datorită testării masive care se efectuează în focarele înregistrate în unele instituții, dar și în unele localități. Autoritățile spun că în prezent Moldova dispune de peste 100.000 de teste care permit verificarea în masă a populației. 5 cazuri sunt de import, un caz din Polonia, 4 cazuri sunt din Federația Rusă, 159 cazuri sunt cu statut de transmitere locală și este vorba de municipiul Chișinău, și aici vreau să atrag atenție că este vorba despre o localitate, în cazul respectiv urbană, și este vorba despre infectarea populației. Regiunea din stânga Nistrului, este vorba de 17 cazuri, Ștefan Vodă, 16 cazuri, și aici vin cu o precizare că în următoarele zile, după cum am menționat, ne-am propus ca să activăm spitalul din Ștefan Vodă și acolo se implementează testarea masivă a lucrătorilor medicali. Numărul mare de confirmări se explică prin faptul că în ultimele zile s-au făcut multe teste de verificare. Autoritățile au decis să preleveze probe în masă din instituțiile medicale, centre de plasament, dar și localitățile unde sunt atestate multe cazuri de noul coronavirus. Avem în stoc peste 100.000 de teste acum în Republica Moldova și putem merge mai masiv pe diferite focare. În primul rând, în focarele unde ne considerăm că trebuie să fie o implicare mai activă din punct de vedere a testării. Este vorba despre acele focare care țin de instituțiile medicale, indiferent că este vorba de instituțiile medicale spitalicești sau asistența medicală primară. Vorbim în cazul respectiv și de securitatea medicilor, dar inclusiv și de prevenirea infectării pacienților, dar vorbim și de focarele, de exemplu, unor instituții, precum sunt centrele de plasament, indiferent de profilul acestora, persoane cu dizabilități sau vârstnice, dar oricum este vorba de anumite grupuri de risc. Și de focare comunitare, dacă vorbim de anumite sate, deci unde se determină un număr mai impunător, deci de persoane care sunt infectate. În această ordine de idei, șeful statului Igor Dodon a spus că situația epidemiologică rămâne sub un control strict, iar autoritățile examinează un program de ieșire treptată din criză. Astfel, unele restricții ar putea fi ridicate pe 27 aprilie, urmate de un nou val pe 15 mai și continuate cu a treia etapă pe 1 iunie. Totuși, șeful statului a atenționat că în această perioadă nu poate fi vorba despre o relaxare a populației, condițiile de carantină și autoizolare rămân în vigoare. Niciun fel de relaxare nu poate fi pe parcursul următoarelor perioade. Chiar dacă vom permite reluarea unor activități, ceea ce este necesar din punct de vedere economic, și trebuie și bugetarii să se întoarcă la lucru. Și este vorba și de unele magazine să-și reia activitatea. Dar aceasta nu înseamnă că noi am trecut perioada dificilă. Până în prezent, numărul cazurilor tratate de COVID-19 este de 560, iar cel al deceselor de 75. Ultimele două victime sunt un bărbat de 65 de ani din Fălești și o femeie de 43 de ani originară din stânga Nistrului.